Dacă Mamaia vi se pare încă prea scumpă, iar Costinești poate prea aglomerat pentru gusturile voastre, Vama Veche ar putea fi destinația ideală pentru o evadare de câteva zile dintre betoanele marilor orașe. Asta și-a propus și această doamnă, care și-a luat soțul și cei doi copii și au venit la Vama Veche. Nu mai este atmosfera de altă dată, o recunoaște și ea, dar chiar și așa nu ar da Vama pe nicio altă stațiune. Atmosfera este liniștită, e plăcut că e mai puțină lume și mai profităm de ultimele zile de vară. Și avem un septembrie, un început de septembrie călduros. De ce Vama? E mai liniște, aici vin de 11 ani și nu mă văd mergând într-o altă stațiune. Este sfârșitul, ca să zic așa, sezonul? Clar, clar, da. Dimineața se simte, seara se simte și mai ales noaptea. Mai răcoare. E mai răcoare, da. S-a schimbat Vama? Da, din păcate foarte mult. Nu degeaba îi se spune Vamaia, da. Ce nu vă place acum? Faptul că este foarte aglomerată, faptul că vin oameni care nu respectă intimitatea celorlalți, gălăgia, betoane multe? Betoane multe, dar din fericire noi stăm doar pe plajă, deci betoanele mai mult sau mai puțin, dar faptul că este foarte aglomerat și vin oameni care nu știu să se adapteze la cadrul ăsta. Și Constantin a venit la Vama Veche în căutarea atmosferei de altă dată. Nu a mai găsit-o, așa că se mulțumește să contemple marea, care este la fel de frumoasă în orice anotimp al anului, și acordurile muzicale care mai răzbat încă de pe terasele care se golesc și ele odată cu stațiunea. Vin de multă vreme aici și fără îndoială, oricât de mult sau de puțin mi-ar plăcea Vama așa cum se găsește acum, e mult mai bine decât în alte locuri de pe litoralul românesc. Ideea este că s-au schimbat și oamenii foarte mult. Am început să văd din ce în ce mai des, știu și eu, grupuri pe care altădată le-ai fi întâlnit doar la Eforie sau în alte locuri. Când vii în Vamă, nu trebuie să ai prea multe pretenții. Un pat, un duș și o cheie unde să țineți în siguranță lucrurile mai valoroase. Restul îl găsești pe plajă. Așa că dacă până acum nu ați reușit să ajungeți la mare din diferite motive, nu ar fi rău să o faceți zilele acestea.